Neața! Lume, lume, lume! Bine v-am găsit la un nou episod din Aventuri în Bilonia! Eu sunt Billy, gazda dumneavoastră, ca de obicei, și ne aflăm în această mirifică dimineață, seară, zi, cum vreți voi să o numiți, în fața casei noastre. Avem o tălangă aici, pus o sonerie de ușă, aia abia aștept să bage toate chestiile astea în Minecraft, mi-o pun acolo lângă conac, pe breazul haiducilor. Când vrea să vină cineva la mine, trebuie să tălângălească cu aia. M-am gândit astăzi că, după cum aduceți voi aminte, în episoadele trecute am găsit undeva un Rivine, sau o crăpaste, sau cum vreți voi să ziceți, în care era un... era o peșteră de aia, mineshaft ăla abandonat, sau cum Dumnezeu zice, și m-am gândit ca să merem încet, încet până acolo. Trebuie să ajungem la minus 975 cu 2375. Mamă! Deci avem ceva de mers până acolo. Ideea e ca să mă duc să-mi fac rost de oșa. Pentru că, în teorie, o să mai merem până satele alea de, cum se numesc? Zi. Din taiga. Bine, să cred că din taiga, așa îi zice. Și dacă tot să mergem noi pe acolo, pe satele alea, ca să nu mai trebuiască, bineînțeles, puteam să fac un portal în Nether, nu m-am gândit la asta, să ajungem mai repede la ele. Dar pe lângă portalul ăla care să-l facem, noi o să trebuiască un cal. Să mai mergem să mai descoperim, să treburi, să chestii, să aventuri și de-astea. Și atunci o să am nevoie de oșa, așa că o să mergem până acolo în acel mirific Rivine care este el. Să-l explorăm puțin și să încercăm să luăm oșa ca să avem noi un căluț foarte bengos și drăguț. Astăzi sunt singur pe server, mă rog, pe server, pe filmare, să zicem așa. De ce? Pentru că e prea dimineață ca să fie lumea, cineva prezent, așa că... O să ne continuăm noi drumul încetișor și încetișor. Să ne luăm niște mâncare de pe aici. Mărăm niște porci. Cum se aude, mă, când bați porci așa. Și o să ne continuăm drumul frumușel prin aceste pădurice. După ani și ani am ajuns, oameni buni, în sfârșit, la această mirifică groapă. Care este și poate să fie, cred că aici era, nu? Da. Din ce văd eu. Deci din avion. Dar... partea asta sau pe cealaltă parte? Creeper, pleacă de aici, Fangan, ai de capul meu, toată lumea ne atacă. Stat un pic, că avem un schelet de... Mamă, de ce aici? Ui, tu cu stata Dumnezeului, suntem atacați în toate părțile. Creeper care duduie. Mam. Ideea e că... mi-am lăsat patul din greșeală până... plimbările mele nocturne. Și acum... bă, ce-o sărit ăsta, mă. Doamne! Bătaie generală aici cu mobi. Aventură! Muriți, mă. Tot de unde mai venit, mă? Mamă, cum s-adună ăștia. Aoleo. Firar să fie. Bă, ne îndepărtăm de zonă, mă. Nu-i bine. Ne-am atacat de zombalei. SOS, SOS. Pâr, 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 pâr. XP. Ce găbură făcut pe aici. Hai cu blocurile astea ne trebuie. Mă, bine. Scheletule. Scheletule. Hai că-s curios de o chestie. Mă văd ăștia aici. Văd ăștia aici, mă. Bă, e liniște, nu ne mai atacă nimeni. Știați schema asta? Dacă vă ascundeți în iarbă, în iarbă de asta înaltă de două blocuri, nu vă atacă nemernici ăștia. Doamne, ce nemernici. Cum s-au gândit ei să mă atace pe mine? Eu cel care se chine să ajungă până aici, la această mirifică gaură în pământ care este și va să fie
Ne scoborâm încetişor. Hai, bă, nu mai lași o găleată la mine sau ceva. Lasă că să facem o scăriță. Facem o scăriță din dirt și scoborâm cumva acolo. Nu e o problemă. Asta să fie singura noastră problemă. Că n-avem cum să ne scoborâm. Dacă nu săpă, mă, ce ai. Dărâmăm tot aici. Dărâmăm. Ideea este să și găsesc ceva. Acolo. Că dacă nu... Chimim aici. Ai, ce-am căzut. Ce-am căzut de la înălțime. Este aici, apoi am gândit. Creeper și treburi. Când mi-o atacă aia. Că nu știi spune să fugim. Atunci o să fie problemă. Hai că am ajuns într-un final. Bă, torțe, bă, n-am nici torțe, bă. Atât ce ne-am folosit, mă. Ce cărbune pe aici? Hello? Hello? Picuț de cărbune pentru nenea Billy? Se poate? Nu știu, pânză de pe Angan. Yes, nu-i cărbune. Am crezut că cărbune, bă. Nu văd nimic pe bezna asta, bă. Ioi. Mirou. Un satan, mă. Dar nu și fără torțe și fără cărbune. Ha, ceva? Uite-o un pic pe aici, pun pereți, pe pereți așa, pun pereți așa. Poate găsim ceva. Hei, ia-l-ai. Ia-i, mană cerească, Doamne ajută-ți. Adă în coace. Adă la nenea Billy, să fie. Să fie primitus. Mi-ajunge atâta? Oare? Nu mai am nici lemn. Nu avem provizii, suntem înconjurați. Ce o să ne facem? Pune o torță aici. Pune o torță aici. Un F3, un print la coordonate. Și îmi pune să o luăm. Hai să vedem ce găsim noi până acest mineshaft abandonat. Care este și va să fie el abandonat de lume. Torțe. Deci practic nu e așa de abandonat pe cât pare. Un creeper. Doi creeperi. Mamă, mamă. Creepere! Nu bubui, nu-mi tuna chestiile pe aici. Zâmbi. O să adun mai mulți că l-am omorât pe ăla. E bubuie tot. Ăla-i. Adă blocurile în coace. Aici-i spawner, mă, fii atent. Spawner de zâmbi, mă. Ăla-i. Avem spawner de zâmbi, avem spawner de zâmbi, avem spawner de zâmbi, pleacă de aici, nemernicule! Și tu, bă, nemernicule! Nemernicule, care ești tu, nemernic? Să-l dezactivăm! L-am dezactivat, sper! Și după ce am venit până aici, tocmai ni s-a îndeplinit dorința, avem așa, gol, carnea de zombie poate să rămână. Ok, ok, avem un spawner, până aici bine. Putem dezvolta puțin cu experiența și cu toate cele chestii. Distruge apa. S-a auzit tocmai un țigan pe aici, mă? Bă, s-a auzit sau nu s-a auzit? Bă, l-aud pe undeva. Unde-i? Dar s-a ascunde pe aici. Fur, mă, chestii, mă? Băi, nemernicule. Iisus? Bă, ești acolo sus, mă. Bă, vin peste... E acolo, mă. Bă, ce faci aici, mă? Sângurel. Dă capul tău. Cum ai ajuns aici? Fer. Ești cu ferul, cu d-astea, cu treburi, ha? Știu că n-am voie să mă uit în ochii tăi, dar... Ce picioare frumoasă ai totuși, ești. Așa, parcă... Ai, ești blocat, mă? Ah, bă, da, dacă eu îți dau așa la picioare, e super pămânioare. Ah. Ia, mă, ce nemernic e. Tu ce, mă, mi-a dat și un underpearl. Ce bengos, mă, dar cum a ajuns aici? Ioi, ce urât faci, gata, bă, că ai murit, ho! Ioi, fantastic ce urât fac ăștia, când mor.
acolo. Mă luăm niște col de aici, așa ca băieții. Că... ne trebuie, ne trebuie, nu? Totuși. Țac, pac, țac, pac. Bă, și niște lemn mi-ar trebui. O să culeg de pe aici, de nu mai înșaftă ăsta de lemn, pana mea. Oricum, nu o să vin să fac nimic aici, cred. Cu el, n-am ce face cu el. O să venim să facem un... de la zi. Un spawn-ul, dacă trebuie să avem experiență și treburi. Dar îmi trebuie lemnul pentru... pentru torțe și chestii de genul. Opa. O să luăm câtva de aici. Dacă am venit nepregătit, nu. Nu-i pe poate să dăm o prezi până, sper că nu. Hai să mai contăm să vedem ce mai găsim, dacă mai găsim ceva cufere cu ceva. Chestii interesante. Ideea e că... eu mă pierd foarte ușor prin chestiile astea. Că mă ave... încă un țigan, mă! Dar ce unde atât aici? Cât a ferometalul, mă, să-mi trag nervii. Pe undeva aud pe angeli. Un creeper care tă sare, să-i curm suferința oare. Tu... ce-a bubuit, domnule? Ce-a bubuit nemernicul. Băi, nemernicule. Ia-l aici pe ăsta, băi. Să rămână tanti. Sau nenea. Dar cum stau și ascuns aici după... bubă-l pe ăla. Dar de ce nu le bubuit pe ăla, mă? Ia-i, doamne. Ideea e că eu mă pierd foarte ușor prin minele astea, adică... dar nu n-a domnul nemernic. Aveți ceva la dumneavoastră? Aveți ceva de spus? Părerea dumneavoastră. Că o să aud. Vreau mie să am văzut ceva verde gliciuind. Poate ne mai dă un Ender Pearl și ăsta. Dă-i cu sabia, mă, dă-i, rupe ochiul. Face urât. Curmă-i suferința cât mai repede. Ia-i, taci! Hai cu murlă ăsta, mă. O urlați așa cu un pumn în față. Pe câte nivele oare... mai șeftă ăsta? Nu mi-am torță, mă. Ne mai facem câteva torțulici. Torțici. Aoleu. Aoleu, cum dă ăsta? Ăsta e OP, mă. E prea OP. E prea OP, e prea OP. Mamă, 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 mamă. Te-am prins la înghesoială. Mamă, mamă. Aoleu, domnule. Fiți atent aici. Ce săpături arheologice. Opa, spawn-ul de pe Yangani. Nu vă supărați pe mine. Știu că e cuibul vostru aici. N-am vrut. Gata, 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 boss, boss, gata. Scuze. Scuze. Ai un spawn-ul de zombie pe aici, până, ia? Piticu! Ia-le pe Piticu! Bă! Bă, lasă-mă în pace! Dă-i drumul de aici! Uai, cum nu-l nimeresc pe ăsta, tu scriți, tot! Nie, zoamă, unită! Bă, ăla vine de undeva că să horă, că e urât. Oooo, și cât continuă în jos, încă ești bolund. Bă, cât a crăpast aici, mă. Fantastic, doamne. Holy moly. Bă, aici dacă ne ducem în jos... cred că ajungem în China. Ce sistem de peșteri aici. Lavă. Dă-ne pace, te rog frumos. Nu ne place despre tine. Că n-avem apă. De alta, pleacă tu, pleacă, pleacă. Cață, casă. Ideea e să mai găsim niște cufere, da? Nu mai sunt, sau nu știu unde să le caut. Nu-i baie, explorăm în continuare apă. Aici, ceva scufundat, nimic. Să mai luăm niște lemn de aici.
E bine când vei acela explorat în treburi de genul ăsta, că ai de unde să iei lemn. Dacă ești lălău ca mine și uiți să iei lemn de sus. Și țipi în groapă și după aia îți aduce aminte, bă, n-am lemn. Ce se întâmplă dacă n-ai lemn? Ai bețe. Și dacă n-ai bețe, ai torțe. Și dacă n-ai torțe, nu vezi nimic în pana mea. Fantastic. Bă, cum să horă că ești pe aici? Hai să vedem, nici o spawner aici. Oare? Dacă sunt foarte apropiate între ele, facem cumva o treabă, chestiile, unim. Nu știu unde să am fi. Întotdeauna să mai caut eu off-camera după ei. Hai să mai vedem dacă mai găsim noi... Da... Nenea creeper-ul. Buița-ș fața. Ui, ăștia, mă, tot ce văd. Bat. Bat. Tocmai s-a glitchuit harta. Indeed. Oare cine sapă găurile astea așa pe pământ pe aici? Așa de la Mojang, atât timp liberau. Ce, spune, e ok. Trebuie să fie pe aici pe univa cu fere pe lângă spawnere, de ce știu eu, nu? Sau e tumna în spawner? În zombie acolo. Mă, cred că m-am pierdut. Un pic creepy pe aici, dreptei. E cum ar fi? Să chiar fie acolo cu de adevăratele. Las ce vând ăsta că horă că e. Face... Așa zice. Dați-mi un comentariu acolo. Cum ar fi oare? Voi ce-ați face? Drag nervii, eu... Aș vedea să-mi lași și încerca să caut prima ieșire și... Doamne ajută. Sau aș face, dacă aș avea un târnă cop și ar avea aceleași efecte cum le are în Minecraft, aș săpa înainte, tu pe o bengos. De la cap, de la cap. De la cap, de la cap, ăla. De la fraier la cap. Bă, lava. Nu sunt diamante pe aici. N-avem așa un bulanel din ăsta mai... Bulanele să găsim niște diamante. La ce nivel suntem chiar? La 23. De unde mai avem până diamante? Dacă sărim acolo în crăpastea aia, poate că... Poate că vom găsi. Hai totuși să încercăm să dezactivăm și spawnerul ăla de... păiangâni. Dacă ea... Mi-o cam dau. Dar... Să ținem pe unde o luasem. Să ajungem la ei. Urmăm luminițele. Bună luminiță. Aici. Nu mai avem torță. Stai așa. Bun. Dacă tot ai bubuit. Nu mai avem col. E fantastic. Deci așa ceva. Uite acolo. Adă colul la băiatul. Mă, deci aici trebuie să fii pregătit cu 10.000 de torțe, cu treburi, cu chestii, cu... Pac, level 30, are Billy, enchantăm ea târnă copul. Păi dă, capul și de zilele mele. De ce, mă? Bun, bun, bun. Sper că mi-ajunge. Să sperăm că mi-ajunge atâta. Atâtea torțe. Hai să vedem dacă reușim să dezactivăm acel merific spawner. Pune torțe.
pe să nu năvălească ea pomnica tătare. Tăpânză, domne. Hai cum o năvălit ăsta, o năvălit, o da năvală ăsta. Dai, umple ochiul. Mamă, dacă îmi dau așa. De-aia să sparg toate schemele astea, că... Bă, dă-te, drec, nu mai sări pe mine, adică stai un pic să discutăm și noi. Lasă-mă puțin. Facem toate pânzele astea și tocmai pentru faptul că și fiindcă, deoarece, dacă ne prindem într-una din asta, păi, Doamne ajută. Acolo a fost toată schema. Cum o să spuneze lălăi, iactele. Bă. Bă, și ce pitici, mă, dracu, mă. Nu-i nimeresc. Doamne. Dă-rămă cu pic. Da, nu mai spawnați încă. Opa, o picat din tavan, Vine lălău, Nu mai bine, stai că ne refacem viața. Ne refacem viața și după aia merem pe el. Pac. Dă-i și ăsta. Ăla-i. Sunt mai multe aici sau numai unul? Dacă sunt mai multe... Noi suntem. Cum mai este? Mai văd unul acolo pe capăt, soi torță. Mai spuneze. Am ajuns la cufer, ăla-i. Ăla-i, cuferul. Pentru ăsta am venit aici. Doamne, ce de bunătățuri! Măr de haur, adă-l în coacele. Niște fer. Detector rail, bă, și astea sunt ok, și hai să le luăm. Bitruț și bitruț. Ce să ne punem pe acolo? Așa. Se ne trebuie, adă niște coal. Bun. What the fuck? Doamne, dacă eram acolo, eram om. Uite cum se scufundă ăsta încet, mă. Ha. Vedeți? Fantastic. Bun, hai să mai vedem dacă mai găsim ceva pe în zona asta. Dacă nu, o să ne întoarcem spre căsuța noastră. Cea de toate zilele. Unde dă pe aia mea? Ui că se duce asta în jos. Hei, eco! Doamne. Mare mina asta. Hopa, ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că ne-am luat alicea. Adâncace, bă, băiatule. Valoare. Achievement-ul valoare. L-am primit. Și încă noi. Oameni buni, astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Uai, ce față am, bă, de când l-au băgat așa snapshot-ul ăsta. Ciudat. Hai că nu ne mai uităm așa. Astea fiind spuse, oameni buni, vă mulțumesc de atenție și că ați fost alături de noi. Ne-am găsit șaua, așa cum o căutam. Am găsit și un name tag. O să mergem să dăm nume la mâță când ajungem acasă. Acum știm coordonatele. Avem două spawnere până acum aici. Unul de zombie, unul de păian din ăștia, de cave. Sau de peștere, cum vreți voi să ziceți. Ia, probabil că o să facem ceva cu ele, vedem. Pe parcurs ce se întâmplă. Puteți să lăsați și voi un comentariu acolo. Ce v-ați dori voi să mai vedeți de la această magnifică serie. O să mă mai pot să mai caut pe aici un pic, să vedem, poate mai găsim ceva cufere. Mai trebuie încă un name tag pentru cățel.
Opa, un pic de valoare. Și o să stăm aici lângă valoarea asta, să terminăm episodul, să ne uităm la ea foarte frumoasă cum arată. Încă o dată, mulțumim de atenție, nu uitați să lăsați un like, un subscribe dacă sunteți noi, un share, bineînțeles, de ce să nu. Toate astea sunt gratuite, nu vă costă nimic și ne auzim data viitoare. Până atunci, încă o dată, vă mulțumesc de atenție, baftă lume, pa, pa!